Nu se poate așa ceva. De dimineață m-au luat nervii. Am făcut un video, pentru că de mult timp vreau să fac acest video, despre faptul că, frate, vom fi înlocuiți cu roboți. Știu că se spune lucrul ăsta de nu știu cât timp, dar nimeni nu intră cu mintea în profunzimea acestei idei și că lucrurile sunt mai aproape decât ne imaginăm. Uitați-vă! Taxiuri în China care nu mai sunt conduse de oameni sunt robotizate. Am văzut deja încercări din astea că îți vine drona la geam cu coletul, deci nu mai vine un om cu curierul care să te sune. Zic, doamna Cristina, sunt la poartă, v-am adus coletul. Deci nu va mai fi așa ceva. Și lucrurile se vor întâmpla foarte rapid, adică nu vorbim că o să fie peste 50 de ani sau că o să prindă copiii noștri. Nu, se pot întâmpla de mâine. Am făcut un video pe tema asta și l-am postat pe Facebook. Chiar vă rog, o să vă las link să mergeți să-l urmăriți. Și Doamne ferește ce comentarii sunt acolo. Lumea doarme. Deci doarme și când se va trezi va fi prea târziu. Deci eu spun că banii vor conta tot mai mult și mai mult. Pentru că noi, oamenii, nu vom mai avea din ce să câștigăm bani, da? Pentru că totul va fi înlocuit de roboți, da? Uitați-vă că în Polonia un post de radio și-a dat toți angajații, doi jurnaliști și-a dat afară și-a înlocuit de roboți. Bun, gata. Uitați-mă, nu spun că mă interesează zona asta, nu vor să activez. De muncile fizice nu mai vorbesc. Muncile intelectuale la fel. Vă dați seama. Și atunci, ce vă mai faceți, ce vă prefereți, da? Ca să-și câștige bani. Și atunci, ce să faci? De unde să acumulăm acum bani? Mult încât să ne ajute să putem să supraviețuim și să ne ducem, să ne ducem viețile alături de robotizarea asta care a început și care este, se întâmplă cu un risc incredibil de mare. Și ce comentarii am? Păi, e mai importantă e mai importantă sănătatea decât bogăția. Că atunci te numești un om bogat când ești sănătos. Mă, lăsați-mă cu chestiile astea. Este adevărat că sănătatea este cea mai importantă și știu foarte bine ce înseamnă asta. Nu despre asta vorbeam. Deci eu nu înțeleg, oamenii sunt pe lângă mesajul central și important pe care am încercat eu să-l transmit și pe care, nu știu, nu l-am inventat eu. Pur și simplu sunt atentă la toate semnalele care se transmit și pe internet, pe diverse canale, da? Pentru că chiar este îngrijorător. Ok, toată robotizarea asta ne va crea un confort, doar că va fi scăpată de sub control la un moment dat și va fi foarte rău pentru noi, pentru oameni, va fi tragic în momentul în care noi nu vom mai conta, în momentul în care roboții nu vor mai presta servicii pentru noi, ci vor presta servicii între ei. Și atunci noi unde mai suntem în ecuația asta? Apropo de ce spuneam mai devreme cu tehnologizarea, cu inteligența artificială, cu toate nebuniile astea. Deci eu stau în palton și în mașină. Mie mi-e frig. Asta este. Petra. Ne-am oprit la benzinărie. Mi-am luat o cafea. Petra și-a luat un covric, niște biscuiți, tuc, un smoothie. Și eu foarte veselă, hai să plătesc. Când să plătesc, ce să vezi? Pentru că astăzi mi-am luat altă geantă, nu pe cea pe care o port de obicei. Și nu era portofelul cu carduri, bani și așa mai departe. Tu îți dai seama, Petra, ce am pățit? Când să plătesc, plătește dacă poți. Eu n-aveam pus cardul pe telefon, niciun card nu e pus pe telefon, nu l-am activat. Habar n-aveam că dacă ai telefon, cardul în wallet, poți să plătești cu cardul. Eu nu știam care e procedura. Da, eu nu știam care e procedura cu plătitul cu telefon. Dar eu nu mi-am pus cardul pe telefon până acum. Repede îl sun pe Mădălin, zic ce mă fac, eram deja, doamna pregătea cafeaua, îmi punea covrigul în pungă, îmi pregătea totul și i-am zis, doamne, zic stați un pic că am pățit ceva. Nu am bani la mine, n-am nimic. Și a zis că, lăsați, doamnă Cristina, nu nimic, veniți când puteți și plătiți și așa mai departe. Zic, unde, că pe la Unirii, eu stau în Otopeni, nu știu când mai ajung pe aici. Bun, hai că soțul îmi zice, păi, poți să plătești cu cardul pe care îl ai la wallet, în telefon. Știi asta, Petra? Bravo! Nu mai bine te întrebam pe tine. Eu nici nu am întrebat copilul, eu încercam să rezolv eu problemele. Ce-a spus-o? Hai zi, că Petra a rămas fără voce. Zi. Ce-a spus-o odată? Mi-ai spus-o odată. Și n-aveai cardul, ce-a spus că...
Deci îmi spunea Petra că nu vreau să o las să se forțeze, că tot așa la Mega odată mi-am uitat ceva, portofelul în mașină sau așa, și a zis că mi-a spus odată să-mi pun cardul pe telefon, să plătesc cu telefonul. Mă rog. Am intrat în wallet, m-am uitat ca lumea acolo să văd dacă e tot ok. Am mai dat o reactivare, o așa, a cardului. M-am dus în aplicația băncii, în fine, așa. Am făcut două mișcări și s-a rezolvat. Vai, acum sunt și eu în rând cu lumea care deja este adepta acestor lucruri care au devenit deja banale. Am cardul pe telefon. Uite, o situație de genul ăsta m-a determinat să-mi pun cardul pe telefon. Super!